unul singur, ai intrat în sânurile părintești, o minune, și întrânsul ai văzut fără ochi. Petre pe Hristos Dumnezeu, împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, propovăduindu-L pe dânsul, ai strigat, David, rogul tău, să nu întorci fața Mântului tău. Juratul s-a Domnului David, adevărat și nu-l va adevăra. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și măturile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sion și a ales cu locuința lui, ca locuința lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici vor locui, că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăca cu izbătire și cu vioșii lui cu bucurie se va bucura. Acolo voi face să răsară puterile lui. Uitați și vedeți că bun este Domnul. Deci îi văd doar cu care ne dăjdește în el. Teventică de Domnul, toți sfinții lui. Thank you.
închești în toată vremea, a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Simona preoteasa, pentru Maria Mirela preoteasa,
Preotul Cristian Nicoleta Preoteasa, preotul Ionuț Calnet Preoteasa, totul singurul Teodor, pentru Dumnezeu Mihai Gianina da Georgiana, Mihai Maria Spridola, Emma Valentinu, Fiji, Repoții, Mihai Lacostel, Livio, Livia Andrei, Cristina Costelion, cu familia Valentin, cu familia Ion Petronela, cu familia Gheorghe Ileana, cu familia Adrian Ioana, cu familia Nicolae Aneta, cu familia Mihai Mamina Camela, cu familia Traian și Georgeta, Mariana și Maria, Ildamichi Gheorghe și Ileana, cu Fiji, Repoții, Gelu, Mariana, cu Degațelor, Paul Ionuț, Mădrena, Mihaela, cu toți ai casei, Elena, cu toți ai casei, Ionul, Genul, cu toți ai casei lor, pentru ca să fi sete lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu nostru să se păzească parochia aceasta, tot cei care se comunică asupra de ciuri, de moarte, de cuțeiuri, de văzori, de curtesarii, de venirea supranator neamor de război cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și nezbetător, să ne fie nouă bun și viitor de oameni, Dumnezeu nou, să se ne izbăvească pe noi, din curăcirea lui și de dreapte, care este asupra noastră, să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Să-ți aduce după putința letale dintr-o letale, care dăruiește răspătire pentru aceasta bunătățile ce sunt cel tale cele căinice. Cel ce cu bună plăcere ai primit darul cel pe puterea al văduvei, primește și aceste prinoase ce s-au adus acum de rugii tăi în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Și le binecuvintează și împreicește ca acestea să fie socotite în vestirile tale cele veinice, iar lor dăruiește o îmbeșugată dezbătare împreună cu toate bunătățile tale cele de folos. Că s-a binecuvântat numele tău, s-a preaslăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu iubirea de oameni.
Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale, ceata Sfinților aflat izvorul vieții și ușa Raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești, cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi întrebările Tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii Tăi și așează în rai, unde cetele Sfinților, Doamne, și drepții ca lumină, pe adormiții robii Tăi odihnește, trecându-le lor toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întregi străluci, cu bună credință să o lăudă strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel din preună, fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi, care cu credință slujim ție și ne scoate pe noi din focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată ceea ce ai născut spre Dumnezeu cu trup, spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine. Și aflu și eu calea spre mântuire, auzi-mă și mă mântuiește. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm uneți, auzi-ne și ne miluiește. Și aș vrea să-i menționez și pe consilierii mei de la Jăvene,
mulțumesc pentru dragoste și că a fost aici. Și eu vreau la biserică, dar nu s-a biserica lor și a venit la biserica de aici. Așa că asta este un gest frumos și le mulțumesc. La mulți ani de toată inima celor ce purtați acest frumos și frumos anume de Gheorghe și de elevatele lui. La mulți ani, suflet și o zi binecuvântată tuturor. Doamne, ajută! Așa că vă doresc spor duhovnicesc, preoția dumneavoastră, nu e chiar la început, dar să știți că trebuie bun că se lasă în ziua de astăzi, pentru că nu avem nimic mai de preț în țara aceasta decât biserica. Iar biserica trebuie să ducă mai departe poporul acesta care suferă bisericii. Deci dumneavoastră sunteți sufletul bisericii lui Dumnezeu. De aceea să păstrați pe mai departe credința cea dată Sfinților odată pentru totdeauna. Credința cea dată Sfinților odată pentru totdeauna. Aveți așa tradiții frumoase când am și fotografia, cât de frumos a făcut aici icoana Sfântului Gheorghe, dar cel mai mult mi-a făcut armonia dintre preoți. Și felul în care unul pe altul vă cinstiți și dorește ca aceasta, de aici pornește toată viața via bisericii. Că dacă preotul se poate bine cu altul, Hristos a spus, în aceasta vor cunoaște toți că sunt ucenicii mei, dacă veți avea dragoste. Așa că să ne iubim unii pe altul. Acolo știu că vom găsi locul. Vă mulțumim, iubiți credincioși, așa cum am spus, acum o să trecem fiecare pe rând în bordele, la raclele cu Sfintele Moaște. Ne vom închina pentru ultima dată, vom spune ultimul. Și așa că pe puteau, am să vă pomenesc mereu, ca Dumnezeu să vă mulțească dragostea și tare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fiți sănătoși, să aveți un gram cu pace și cu bucurie. La mulți ani tuturor celor pe care îi cheamă astăzi Gheorghe, Georgeta, Gianina și Gelu și toate celelalte derivate și cu toții, dacă vreți, să cântăm un la mulți ani pentru toți cei care astăzi își semnează ziua onomastică. La mulți ani cu sănătate, sărbătea Domnului, toți ce doriți, zile se bine și fel.